Dincolo de ziduri, la Radio România Actualități. Seară bună, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, iată-ne în fața unei noi ediții Dincolo de ziduri. Ca de obicei, în deschidere, îl salut pe colonelul, pe istoricul și pe redactorul șef al Observatorului Militar, domnul Florin Șperlea. Seară bună! Bună seara, Gabi Basarabescu, bună seara ascultătorilor Radio România Actualități și celor care ne privesc pe Facebook. Mai mult ca oricând, istoria de acum 100 de ani se leagă într-un fel interesant, tulburător chiar, cu istoria Radio România, dar vom observa din ceea ce știu că o să ne spuneți că o parte din structura actuală a Radio România are o tradiție chiar mai veche decât postul de radio, adică 1928. Practic, suntem în 1921. Ce se întâmplă atunci? La 16 iunie în 1921, doi nebuni frumoși, le-am putea spune, un diplomat și un avocat, e vorba de Noti Constantinide, care fusese secretar la Legația Română din Paris, și avocatul Sebastian Cerbescu, secretar și el al ambasadorului român la Paris, Victor Antonescu, se hotărăsc să înființeze, după modelul francez, o agenție națională de presă. Căreia i-au spus Rador, cred că puțină lume știe exact ceea ce înseamnă Rador, era vorba de agenția Radio Orient. De aici, deci, formula și în peisajul francez, cu oarecare urmă de ironie, i s-a spus și Rador, pentru că Rador înseamnă și șoarecele de aur. Deci era un fel de ironie la adresa acestei... Concurența, exact. E foarte interesant de subliniat că, deci, este o încercare privată, dar care s-a bucurat de sprijinul unor oameni importanți în epocă. Mă refer aici, ca să numesc doar câțiva, medicul Ion Cantacuzino, fondatorul Școlii Epidemiologice Românești. Este vorba despre inginerul Dimitrie Leonida, toată lumea cred că știe, după Muzeul Tehnic din București, care îi poartă numele, din Parcul Carol. Și, nu în ultimul rând, chiar ministrul de externe, adică Tache Ionescu, cel care considera că, într-adevăr, România trebuie să aibă o agenție națională de presă. Motiv pentru care încheie un acord cu cei de la Rador, astfel încât Ministerul Afacerilor Externe sprijină agenția cu 80.000 de lei lunar, cu o condiție importantă, să urmărească totuși poziția oficială a statului român în ceea ce însemnau problemele militare și problemele de politică externă. Suma pe care o primeau era de 80.000 de lei, foarte importantă. Spune importantă pentru că trebuie să ne imaginăm condițiile din epocă. Este vorba despre racordarea la plan internațional, dar, bineînțeles, și știri în plan intern, în condițiile de după război, când rețelele telegrafice erau distruse. S-a văzut că nu a putut subzista financiar în perioada imediat următoare, pentru că în 1925 Ministerul de Externe o cumpără, devine acționar majoritar împreună cu Banca Națională. Deci, practic, în 1925 devine Agenție Națională de Presă a statului român. Aici, sigur că în aceste condiții lucrurile sunt un pic schimbate, pentru că este o agenție oficială, este vorba despre o conducere bicefală, pe de-o parte directorul de presă din Ministerul Afacerilor Externe și directorul propriu-zis. Este o încercare de a se racorda la știrile de plan internațional, cum spuneam. Activitatea ei se întrerupe în 1949, atunci când regimul comunist decide să întemeieze Agerpresul și Agerpresul, de fapt, înghite această agenție Rador. Ea avea să fie reînființată după 1990, când este și marcat la OSIM, înregistrat la OSIM, numele Rador. Despre prezent vorbește Rador în sine, prin ceea ce face și face lucruri extraordinare. Este de subliniat faptul că în perioada interbelică, cea despre care vorbesc, oamenii pe care Rador i-a avut erau de foarte bună calitate, oameni care cunoșteau mai multe limbi străine și deci erau, cum spuneam, racordați la ceea ce se întâmpla pe plan internațional mai cu seamă, într-un timp rapid, cu mijloacele, sigur, pe care le știm în epocă. Da, extrem de interesant subiectul. Ideea de bază cu care ne despărțim în această seară, domnule colonel, este faptul că agenția Rador a fost înființată cu aproape 7 ani înaintea apariției Societății Române de Radiodifuziune. Deci o tradiție și mai importantă,
cu atât mai mult nu presiunea morală ce planează acum asupra colegilor noștri pentru a veni cu știri de calitate, cu știri importante pentru a fi în această familie câteodată dură a presei mondiale cu un loc de cinste. Mulțumim tare mult, numai bine până săptămâna viitoare! Vă mulțumesc, o seară frumoasă! Dincolo de ziduri, la Radio România Actualități. Ajungem în cele ce urmează și alături de reprezentanții Ordinului Arhitecților și a Fundației Pro Patrimonio. Și o salut din nou cu bucurie pe doamna arhitect Raluca Munteanu, sărumâna. Bună ziua! Tot ceea ce faceți, implicarea pentru salvarea patrimoniului, pentru protejarea a ceea ce ne-a mai rămas, este o atitudine absolut benevolă, gratuită, nu aveți beneficii materiale. Din start, asta ar fi prima întrebare. Considerați că e o luptă inegală, pentru că cei care au interese financiare sunt infinit mai puternici material ca voi, cei care puneți doar suflet. Da, dacă e să privim așa foarte limitat, probabil că da, clar, diferența este enormă, doar că beneficiile pot fi și de altă natură și satisfacții profesionale și beneficii de lungă durată. Și de aia salvarea patrimoniului trebuie cuantificată pe termen lung, nu imediat, acum mi-aduce cărămida asta ceva sau nu? Eu am pus mai abrupt întrebarea pentru că evident știam răspunsul, dar am plecat de la ceea ce profesorul Neagu Giuvara spunea, cu durere, dar cu mare adevăr, că ne reîndreptăm spre un mediu timpuriu din punctul de vedere al mentalităților și că față de seniorul care venea, nu știu, cu mușchiul, sabia și bucata de carne sub șa și dădea cu barosul în cap, poate, nu știu, celor din biblioteca câte unei mănăstiri, și voi sunteți într-un fel agresați de mitocanul cu jeep, mitocanul care pune mâna pe mobil și îl sună pe consilierul cine știe cărui potent al zilei, dar cu toate astea uite că faceți față și e bine să rostim și problemele astea, pentru că sunt convins că n-ați fost trăind de ele. Greșesc? Nu, într-adevăr, e o chestie care e uzuală. Acum și eu simt că suntem mai curând în epoca invaziilor barbare, în care lucrurile e mai bine distrug și văd eu că mă descurc eu să fac mai bine sau mai mitocânia modern sau mai nou. Mitocânia rânjește și conduce de multe ori sub forța banului. Dar uite că ne ajută Dumnezeu și se întâmplă și lucruri bune și cu ajutorul vostru. Aici aș puncta și dacă ne întoarcem la subiectul nostru cu distribuția de la urși, este meritul foarte mare al oamenilor locului, al comunității, care, culmea, cu toate resursele limitate și, să zic așa, izolarea în care se află, pentru că totuși e o comună undeva destul de departe de zona, așa zis, civilizată sau, mă rog, mult mai efervescentă în ceea ce privește dezvoltarea, și-au dorit lucrul ăsta și l-au făcut, evident, cu sprijinul nostru, dar dacă ei nu și-o doreau atât de mult și să ne suporte 10 ani de zile, nu s-ar fi întâmplat. Și o muncă de peste 10 ani nu ar fi putut fi apreciată la un nivel atât de înalt. Pentru cei ce poate nu știu, Raluca Munteanu, exact în două cuvinte, mare rugăminte, o mică istorie a acestei întâmplări senzaționale care ar putea fi dată ca exemplu întregii țări. Ea este deja exemplu întregii Europe, pentru că în urmă cu două săptămâni, Europa Nostra a anunțat premiile pentru conservare, premiile Europa Nostra, în care Biserica de la Urș a fost premiată la categoria conservation, adică conservare, pentru un exemplu de foarte bună practică și realizarea acestui proiect. Iar pe scurt, proiectul este vorba de, într-o primă fază, salvarea de la colaps a Bisericii de Lemn din Urș. Urș este un sat la 10 km sud de Horezu, undeva în județul Vâlcea, într-un cimitir activ încă, dar biserica era abandonată și nefolosită din cauza condițiilor improprii. Avea acoperișul destul de găurit, era lăsată într-o parte și cu tot efortul oamenilor locului de a o conserva, adică o proptiseră, mai puseseră niște carton asfaltat, ea continua să se degradeze și nu aveam niciun sprijin din partea nimănui să o repare. Pro Patrimonio, împreună cu Ordinul Arhitecților, sub evident bagheta și conducerea domnului arhitect Șerban Sturza, au luat inițiativa de a o salva, adică o pune în conservare, dar pentru că lucrurile erau atât de grave, nu putea fi doar o conservare temporară, s-a decis mergerea până la capăt, adică reparația, restaurarea ei. Dar țin minte, eram la matinal de weekend când ne-ați spus că trebuie să o acoperim cu ceva, pentru că dacă în iarna asta mai ninge sau mai plouă înăuntru, nu mai avem ce salva, era cam cu 90 ani în urmă, dacă nu greșesc. În 2009 s-a întâmplat lucrul ăsta, o echipă de studenți de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism, Ion Mincu, făceau releveu acolo, în momentul în care s-au și prăbușit câteva scânduri
rânduri din bolta altarului. Și ei au dat alarma, cum ați ales? Au dat alarma și în momentul acela Șerban Cantacuzino, care era fondatorul și președintele Fundației Pro Patrimonio și trăia, încă a decis să doneze suma necesară pentru a realiza o structură de protecție care să acopere în întregime toată biserica, iar studenții de la Universitatea de Arte din București, sub conducerea domnului Dan Mohanu, au venit și au ajutat împreună cu alți voluntari arhitecți să desfacă bucățică cu bucățică bolta, să le sorteze, să am realizat și o magazie lângă bisericuță în care au fost depozitate elementele desfăcute, iar cele care s-au putut au fost luate încet, încet, inclusiv piese din iconostas și din mobilier la Universitatea de Arte, pe care generații întregi de studenți și-au făcut diploma, ocazie cu care le-au și restaurat și s-au reîntors acum în biserică. Deci, Raluca, până una alta aș spune așa, Dumnezeu să-l odihnească, tot respectul pentru domnul Șerban Cantacuzino, tot respectul nostru pentru domnul Dan Mohanu, pentru toți voluntarii care au venit și cărora cu siguranță nu o să le știm niciodată numele, multora dintre ei, dar niște oameni senzaționali. Eu zic că asta e România frumoasă și puternică pe care ar trebui să ne bazăm. Odată ce am luat decizia să propunem acest proiect pentru premiile Europa Nostra, satisfacția mare pe care am avut-o e ca la finalul acestei aplicații în care trebuia să trecem echipa de proiect, am reușit să trecem, sper eu, cam pe toată lumea care s-a implicat cu mai mult sau mai puțin în acest proiect, inclusiv familiile din sat care fie au găzduit, fie au hrănit voluntarii, fie au participat cu diferite activități materiale sau ajutoare, dacă a fost cazul. Și măcar acest mic gest, cred eu că contează, astfel încât dacă cineva vrea să știe vreodată cine s-a implicat aici, există această listă foarte lungă de persoane. Aș mai anunța un lucru foarte frumos, și anume că pe 4 iulie, adică peste două săptămâni, va avea loc resfințirea acestei biserici. Ea ar fi trebuit să aibă loc anul trecut, dar din cauza condițiilor sanitare nu s-a putut realiza. Acum, în sfârșit, reușim să organizăm acest lucru. Se va ține oricum în aer liber, că biserica este prea mică. Slujba începe la ora 8. Cine vrea să vină și să vadă, cred că este absolut binevenit. Din ce știu eu că voi gândiți orice restaurare, doriți ca monumentele să aibă o viață în sine, deci să fie niște monumente vizitabile, în cazul nostru o biserică în care din când în când să se slujească, nu o transformați în muzeu și gata. Bineînțeles, dar asta a fost și condiția și cerința comunității în momentul când am început să lucrăm cu ei, ca biserica să fie vie, cum ar veni, da. Vie și în folosință. Repet, cimitirul este un cimitir activ care este în continuare folosit. E drept că nu pot fi organizate slujbe foarte, foarte mari. Săptămânale și așa mai departe, sigur da. Că da. E o biserică mică, mai are problema că cimitirul nu este racordat la curent electric, deci ea nu poate fi iluminată încă. Sperăm totuși să reușească primăria sau parohia să facă branșamentul necesar astfel încât să poată să tragă niște becuri electrice în interior. Noi am prevăzut racordurile astfel încât să nu strice nimica din ceea ce s-a restaurat. Ce e foarte interesant la biserica asta și n-am apucat să menționez, de ce a fost și foarte greu și foarte lung să lucrăm la ea, este pictura. Ea este o biserică de lemn care e pictată integral, interior-exterior, în fresc, o tehnică foarte rară care nu se folosește pe lemn, de obicei se folosește pe zid, ceea ce a făcut foarte dificilă reparația elementelor de lemn deteriorate, pentru că erau acoperite pe amândouă părțile de elemente valoroase de pictură care nu puteau fi stricate, și atunci intervențiile au fost totdeauna lângă arhitect, exista și restauratorul de pictură ca să ia deciziile și să facă lucrările astfel încât să nu deranjeze deloc. O singură dată a trebuit totuși să ajungem la elemente mai radicale în care s-au extras bucăți de pictură, pentru că grinda era atât de deteriorată și avea o importanță mare pentru structură, trebuia înlocuită integral, și atunci au extras de pe bârna respectivă pictura de pe amândouă părțile. Noi am venit cu elementul nou și la final, cu 2 ani, s-a replantat, o operație foarte spectaculoasă în sine, s-au replantat cele două bucăți extrase care nu erau mici, erau pe toată lungimea grinzii, aproape 4 metri lungime. Sigur că după astfel de reușită se nasc multe speranțe și mă gândeam că ar fi interesant o emisiune în care să discutăm despre meseria de restaurator. Cât de greu obții rezultate, experiență și totodată, odată obținută experiența, dacă poți trăi financiar
de pe urma unei astfel de meserii. Mai întâi, cu astfel de proiecte ca ale voastre, putem spune că se creează o școală, că se învață alături de voi? Și nu doar aici, și în alte locuri s-au format mulți restauratori. Mai dificil e puțin accesul lor în proiecte, dat fiind că e atât de greu și de complicat să fii specialist atestat și trebuie să lucrezi. Și miza e foarte mare, nu poți să riști. Plata este foarte slabă, pentru că majoritatea proiectelor sunt din finanțări publice și au niște condiționări de salariere. Finanțările private, cum a fost și cazul nostru, sunt foarte rare și, mă rog, cazul nostru a făcut foarte mult voluntariat. Adică și atunci cum poți trăi ca restaurator? Greu de spus. Piața este foarte mare, adică e atât de mult de lucrat, de conservat, de paradoxal, restaurat. Da, paradoxal. Da. Problema e că se investește puțin și aici aș veni la discuția aceea despre dezvoltare. În momentul în care investesc în astfel de proiecte, de fapt investesc într-un segment economic foarte valabil și foarte important pentru piață și dezvolt o întreagă categorie. Creez locuri de muncă, dezvolt un sistem educațional, da, și așa mai departe. Să explicăm și clasei politice, de toate culorile, treaba asta, că investiția în cultură e o investiție realmente rentabilă. Exact. Asta este o discuție încă destul de dificilă. Am deschis-o puțin cu Ministerul Culturii, dar, din păcate, Ministerul Culturii este foarte slab și inactiv în direcția asta, chiar dacă intențiile sunt bune, efectele concrete, practice, lasă de dorit și se simt, de fapt, încă. Încă în România este societatea civilă cea care face realmente protecția patrimoniului, dar la un nivel prea slab și cu un ritm prea mic și prea lent față de ritmul de distrugere. Hai să spun eu mai mult, Raluca Munteanu, încă, din păcate, clasa politică, și repet, orice culoare ar avea, n-a ajuns la înălțimea gândirii, la profunzimea gândirii de a pune un Șerban Sturza ca ministru al culturii. Uite că am spus-o. Cred că nu și-ar dori acest lucru, dar măcar... Da, eu știu că el este modest și nu și-ar dori, dar ar trebui să-și dorească cei care conduc în această țară și care, în ultimă instanță, pentru asta au fost aleși, pentru a ne fi mai bine și pentru a ne păstra valorile. Nu știu, nu mă pronunț aici, dar oricum măcar concluziile, sfaturile și propunerile pe care putem noi, tu ca organizație... Tu știi că în viața politică nu se primesc sfaturi, Raluca? Pe ce lume trăiești tu? Sfaturi? Vai de mine! Consilierii asta fac, dau sfaturi. Teoretic, Raluca, teoretic. Practic sunt doar așa niște yes men care mișună și ei pe acolo. Desigur, cu rare și foarte onorabile excepții. Sau măcar propuneri concrete la nivel de proiecte pe care le-am propus. Dar nu doar noi, sunt multe organizații care au început nu să propună proiecte foarte bune și foarte valabile, care pot fi și extinse la nivel național și sprijinite în mod real. Aveți foarte multe proiecte începute, las gluma la o parte. Spune-ne care ar fi aproape de finalitate, pentru că sunt convins că o să mai fie premii în viitor. Nu știm cu premiile, dar acum un proiect foarte important de care ne ținem și care ne consumă destul de mult timp este Colacul Neamțu de la Olari, unde și datorită parteneriatului foarte frumos cu We Pass Foundation, unde încercăm să extindem proiectele de educație în mediul rural și pentru zone defavorizate. Lucrăm în paralel și la reabilitarea conacului ca spațiu efectiv dedicat acestor activități educaționale. Anul ăsta sperăm și suntem pe cale să terminăm reabilitarea fațadei. El arăta foarte decrepit și trist. Acum va avea o față foarte frumoasă, chiar dacă la interior vor mai dura lucrurile până când vom putea să-l punem integral la punct, dar sunt deja câteva spații care sunt și le utilizăm în momentele în care avem nevoie. Tot aici la Olari, în paralel cu un proiect special de cercetare și documentare în domeniul botanic, încercăm să facem o grădină experimentală. E în parteneria cu site-ul Ierburi Uitate și prietena noastră Mona Petre, în care vrem să căutăm și să punem în discuție cum astfel de zone în curs de deșertificare se vor putea adapta și vor putea să supraviețuiască într-un viitor chiar foarte recent, foarte apropiat. Pentru că aș fi foarte bucuros și onorat să luăm parte și noi prin emisiune la această discuție, mai ales că avem și noi niște capete de pod și niște idei, a vă spune, așa că poate ne unim forțele. Da, păi în măsura în care noi mai înaintăm un pic, abia anul ăsta începem să conturăm cam care e direcția, care sunt modalitățile în care vom pune în practică chestia asta. Am început niște mici experimente, dar puțin cam târziu.
târziu și încă n-aș putea să ne lăudăm cu cine știe ce plantații acolo experimentale, pentru că multe din semințe n-au germinat, erau prea vechi și atunci acum cumva recalibrăm ideea, dar n-am renunțat deloc la ea, e clar că o să fie o chestie mai de lungă durată și ne adaptăm. Dar problema climei și adaptările la schimbările foarte, foarte radicale este absolut reală. Erau și alte ONG-uri alături de voi. Sincer, n-am mai auzit nimic, poate aflăm ce mai fac monumente uitate sau alte astfel de idei care mi se păreau excepționale. Monumente uitate, multe din fetele care lucrau sau, mă rog, activau în organizație, le-am văzut că sunt active pe lângă și în cadrul Institutului Național al Patrimoniului și cu ocazia asta am mai colaborat cu ele, dar nu neapărat ca organizație de monumente. Atunci vorbim și cu domnul Bălici și facem o întâlnire împreună și cu Institutul Patrimoniului, corect? Documentarea lor este în continuare foarte prețioasă și valoroasă, e drept că trebuie ținută la zi și în continuare semnalul de alarmă pe care l-au tras ele cu conacele foarte, este excepțional, foarte multe care sigur sunt dispărute, este actual. Absolut. Pe vară, când e mai molcomă toată treaba, care e planul Ordinului Arhitecților și care e planul Fundației? Știu că întrebarea se duce mai mult spre organizația Ordinului din București. Începuseră la un moment dat niște întâlniri în curtea instituției, dar cu pandemia actuală, care e situația? Ce se mai întâmplă? Da, Ordinul Filiala București, din câte știu eu, are în plan lucrurile astea, dar nu știu acum care e calendarul, că nu l-am în față. Cu pandemia, dacă s-au putut întâlni sau exact, nu, deocamdată. Pentru da. Ordinul Arhitecților Național și acolo avem în vedere o activare a grădinii, măcar dacă la interior nu se pot face evenimente, dar nici acolo nu știu încă să spun un calendar foarte precis. Pentru ProPatrimoniu, în schimb, vara e foarte aglomerată. Aici știu exact că se întâmplă foarte multe lucruri, se vor întâmpla multe lucruri, printre care la Casa Enescu, în afară de activitatea care deja e în curs cu educație de muzică pentru copii, cu susținerea copiilor din medii defavorizate prin programul Future Acceleration. Raluca, scuze, Casa lui Enescu, cea din Mihăilen, nu cea de pe Calea Victoriei. Da, cea din Mihăilen, județul Botoșan, care era casa mamei lui Enescu, pe care am reușit anul trecut să o finalizăm și să o inaugurăm chiar de ziua lui Enescu pe 19 august. Anul ăsta am dorit să continuăm, chiar să creăm o tradiție și se va numi concerte pe siret, nu doar la Casa Enescu, dar și în zone de patrimoniu învecinate care se înșiruie pe siret. Dorim să organizăm o succesiune de mai multe concerte. O să anunțăm programul, e în curs de activare. Iar pentru Biserica de la Urși ar mai fi pe toată durata verii, cine ne ascultă și vrea să ne susțină, are ocazia să voteze proiectul la votul publicului, astfel când în septembrie, când se vor decerna fizic premiile la Veneția de către Europa Nostra, poate, dacă avem suficient susținători, să primim și acest premiu al publicului. Votul se face online, sunt toate informațiile cum se procedează și cum se votează online pe site-ul nostru www.propatrimonio.org. Pentru cei ce ne aud și vor să se înhame la 3 minute de voluntariat pentru a vota munca voastră de peste 10 ani, ce trebuie să facă? Link-ul este vote.europanostra.org. vote.europanostra.org. Am înțeles. Unde este lista tuturor proiectelor premiate și trebuie selectate, cineva selectează din ele 3 proiecte, nu 1, nu 2, nu 4, fix 3 proiecte, în ordinea în care selectează premiile respective vor lua puncte. Primul selectat va lua 3 puncte, al doilea selectat 2 puncte, al treilea selectat 1 punct. Deci nu se pot selecta mai multe proiecte din aceeași țară. Și din România e doar al nostru premiat. Nu au mai existat altele. Deci dacă selectați, selectați primul proiectul de la Urși, după care mai selectați în funcție de ce vă interesează și ce credeți că merită următoarele de la proiecte din alte țări. La final trebuie să completați numele și adresa de mail. Pe adresa de mail veți primi un mail de confirmare unde trebuie să confirmați votul. Asta este procedura. E puțin mai complicată, dar asigură corectitudinea votului. Înțeleg. Foarte important asta pentru cei ce ne aud și vor să voteze. Deci să nu aleagă doar Biserica de la Urși, trebuie să alese 3 proiecte. Nu se poate trece mai departe dacă nu sunt alese 3 proiecte, da, votate 3. Înțeleg.
Nu se încheie votul, de fapt. Vreau să cred că pe lângă nu zecile, sutele de voluntari care timp de 10 ani s-au implicat, 3-4 minute vor să găsească destul de mulți români pentru a intra pe net și pentru a pune și ei umărul la un astfel de vot până în toamnă. Asta e foarte important. Îmi propun ca în fiecare ediție să termin cu această invitație pentru ascultătorii noștri să intre acolo și, sigur, dacă ei consideră că merită, eu sunt convins că merită, da, e libertate, fiecare face cum crede. Dacă doresc, pot să votez. Ar fi foarte important să avem cât mai multe voturi. Ai dreptate. Da, ne-ar ajuta foarte mult acest lucru și cred că ar fi o recunoaștere inclusiv din partea noastră, a românilor, că susținem acest proiect. Nu doar Europa ne-a considerat valoroși. Un proiect cu o muncă de peste 10 ani și cu foarte mulți voluntari. Excepțional, absolut. Primiți și niște mici adăugiri în programul Pro Patrimonio? Adică, aș avea un alt subiect interesant. Este vorba de Casa Vasile Alexandrii din Bacău, care a fost scoasă dintr-o proprietate privată și urmează a fi restaurată. Și cred că și un ochi aruncat de voi, de specialiștii de la Pro Patrimoniu și de la Ordinul Arhitecților, ar fi foarte important pentru ca statutul de patrimoniu să rămână nevătămat, ca să zic eu așa, și în cadrul Casei Vasile Alexandrii din Bacău. Am mai auzit de ea și cred că am și citit undeva niște articole. Nu poate știu care e situația juridică a ei. Vă punem noi în legătură și poate că vă implicați. Ar fi o bucurie să avem garanția că ce se va mișca acolo va fi și cu statut de patrimoniu. Eu pot să pun în discuție în cadrul echipei să vedem în ce măsură resursele de timp umane și financiare ne permit. Evident că la nivel de consiliere nu e o mare problemă. Ar fi indicat totuși lângă noi, așa cum la urși a existat comunitatea care ne-a sprijinit, să mai fie cineva care până la urmă să fie motivat, că nu bag mâna în foc, oameni, de trei oameni. Cred că avem un cap de pod, sunt cei alături de care am pornit, de la care am aflat de altfel de această problemă. Eu nu o să încerc decât să vă pun în contact unii cu alții și dacă o să reușim, înseamnă că o să mai avem acolo o mică bilă onorabilă și către noi, către postul public de radio. Bine, mulțumim tare mult, doamnă arhitect. Și eu mulțumesc. Încă o dată felicitări și tot respectul pentru finalul unei munci de 10 ani. Ce final frumos, un premiu european. În fiecare ediție până în septembrie o să readucem aminte ascultătorilor noștri că pot să voteze și pe lângă zecile de voluntari pot să-și aducă și ei o mică parte acolo, contribuție pentru un premiu meritat la nivel european și vorbim cât de curând. Cu drag, la revedere! Mulțumesc, la revedere! Să rămână! Dincolo de ziduri, la Radio România Actualități. Aici se încheie emisiunea din această seară. Dacă doriți, ne putem reîntâlni mâine seară, începând cu ora 05:05, în serviciul de noapte, ediția miercuri spre joi. Până atunci, vă spun toate bune și, ca de obicei, în limita posibilităților, rămâneți alături de Radio România Actualități.